Bună! Bine v-am regăsit! Astăzi revin cu formatul video al produselor terminate pentru că pe blog n-am primit un feedback pozitiv și am terminat atât produse pe care le-am repetat de foarte multe ori aici, dar și produse noi și voi începe cu câteva produse pe care le știți. Am terminat un Head & Shoulders Classic Clean și mie și soțului meu ne merge foarte bine acest șampon și îl recumpărăm în diferite variante. Apoi am terminat și un antiperspirant de la Nivea Invisible. Pe mine mă protejează foarte bine și din acest motiv am terminat nici nu mai știu câte sticluțe de genul acesta. Apoi un balsam de la Advanced Techniques Moisture IQ. De precizat că îmi place mai mult acesta față de cel Naturals de la Avon, ambele, pentru că acesta are o consistență mai groasă și mi se pare mie că e mai ușor de aplicat. Cel de la Naturals curge în momentul în care îl pui. Tot de la Avon am terminat și o cremă pentru călcâie Footworks Beautiful și aceasta am mai precizat-o de multe ori aici. Este o cremă foarte ok pentru hidratarea călcâielor, mai ales în perioada de iarnă când picioarele nu sunt atât de agresate și sunt protejate de șosete. Am terminat în sfârșit de la Footworks săpunul exfoliant. Nu l-am folosit pentru călcâie pentru că nu sunt obișnuită cu această metodă. L-am pus afară pentru că stau la curte și e foarte ok pentru spălat mâinile după ce faci treabă prin curte, fiindcă are niște bobițe și curăță foarte bine mâinile de orice mizerie. Apoi am terminat această cremă de la Planet Spa Blissfully Nourishing cu un deșeu african pentru mâini, călcâie și pentru mâini, coate și picioare. Eu am folosit-o pe post de cremă de corp, pentru că am rămas fără cremă de corp. Este o cremă foarte, foarte hidratantă și cu toate că eu am o piele spre grasă, pielea corpului, mi-a mers ok cu aceasta și mi-a plăcut foarte mult mirosul și rezistența și pijamalele și pielea mirosea foarte mult timp și foarte frumos miroase a caramel, a zahăr ars, ceva dulce. Tot la capitolul cremă de corp am încercat aceste mostre, sunt la fel, de la Nivea Body Milk Soft Long Lasting Smoothness pentru piele uscată cu unt de shea Hydra IQ. Mi s-a părut o cremă hidratantă, ok, doar că nu sunt fan creme de corp Nivea și nu cred că voi cumpăra varianta mare. Hidratează ok, are mirosul clasic de Nivea și este destul de lichid, intră repede în piele. Am mai terminat acest gel de curățare de la Pharmacy Antiacnee. Este de la Ladies. Am mai vorbit despre el și l-am recomandat. Mie mi-a mers extraordinar de bine cu el. Îmi place foarte mult faptul că nu usucă excesiv tenul și pentru tenul meu lucrul acesta îi dă un răspuns foarte afirmativ din partea tenului. Nu mi merg produsele care usucă excesiv tenul atunci când am acne. Tenul meu răspunde exact contrariul, mi-apar mai multe coșuri. În schimb, când este un produs care e puțin hidratant și calmant, cum a avea acesta un efect calmant asupra pielii mele, în afară de faptul că stăpânea acneea prin efectului antimicrobian, nici nu agresa pielea în vreun fel și rămâneam cu acele coșuri pe care le uscam, apoi apăreau altele și iar le uscam. Mi-a plăcut foarte mult și pot să zic că m-a ajutat în lupta cu acneea pe care am avut-o lunile trecute. Minunat, minunat și cu siguranță îl voi recumpăra. Și știu că foarte multe dintre voi l-ați cumpărat la recomandarea mea și sper din tot sufletul să fie și pentru voi un ajutor la fel de efectiv cum a fost pentru mine, pentru că pentru mine a fost o descoperire și cu toate că nu este foarte ok la ingrediente, are și alcool ca al 6-lea ingredient și are și parabeni,
Este un produs pe care cu siguranță îl voi recumpăra pentru că atunci când ai acne, cel puțin eu sunt așa, mă interesează foarte mult efectele pozitive asupra tenului și dispariția lui decât efectele pe termen lung asupra tenului. Da, nu e foarte ok la ingrediente dacă sunteți în căutare de produse foarte ok pentru ten, nu am găsit încă nimic care să meargă. Apoi am terminat 3 uleiuri presate la rece, ulei de migdale dulci, ulei de argan bio și ulei de avocado. Le folosesc fie pe post de cremă de ochi, combinația asta, fie cu ulei de măsline cu diferite alte uleiuri pe corp. Nu folosesc în mod normal și zilnic aceste produse, în mod le folosesc mai mult atunci când am tenul sensibil, când, spre exemplu, îmi simt o anumită zonă foarte uscată și nu am o cremă foarte hidratantă, pentru că având un ten mixt spre gras, nu am nevoie de o cremă foarte hidratantă și mi-au mers foarte ok. Recunosc că le-am cumpărat mai mult, mai ales cel de migdale presat la rece și am mai avut încă unul special pentru ciarcăne. Nu am văzut asupra ciarcănelor nicio diferență, nici asupra circulației în zona ochilor, dar cred că e bine de precizat faptul că am aproape 27 de ani, împlinesc peste 4 luni și nu am riduri evidente în zona ochilor și asta pentru că am respectat cât de cât chestia asta cu uleiurile, nu o fac mereu, dar cred că sunt benefice pentru zona de sub ochi. Apoi am un produs pe care nu l-am terminat, dar l-am mutat într-un alt recipient pentru că întotdeauna în recipientul acesta cu care a venit îmi ieșea foarte mult produs și pentru că n-are rost să vă arăt un produs, un recipient în care nu știți cum arată produsul, am zis să vi-l arăt acum în varianta originală. Este această protecție solară 50 de la Gerovital Sun, fără paraben și oxibenzonă. Cu complex bioprotector, previne apariția petelor și a ridurilor și este rezistent la apă. Pe mine m-a atras foarte mult faptul că nu are ulei și nu am fost foarte încântată de el. L-am din decembrie și niciodată nu l-am inclus la favorite pentru că nu reușeam să îl folosesc cum trebuie. Neavând ulei, intră foarte greu în piele dacă îl folosești doar pe el pe post de cremă hidratantă ziua. Și de curând am învățat cum să-l folosesc. Folosesc o cremă foarte ușoară și care nu are protecție înainte și abia apoi îl folosesc pe acesta. În felul acesta intră repede în piele și se vede ok, nu lasă o peliculă foarte albă, dă o strălucire subtilă și cel mai important că îmi ține sub control atât partea de uleiuri cât și porii, nu mi-i încarcă. Și pentru mine acesta este un punct foarte important atunci când îmi aleg produse pentru față. Apoi mi-am propus să termin toate balsamurile de buze și produsele din această categorie pentru că am foarte multe desfăcute în același timp și am reușit să termin câteva. Primul produs este acesta de la Avon Naturals. L-am folosit pe acesta în mod constant, seară de seară, numai seara l-am folosit, timp de un an de zile. Mi-a ajuns un an de zile și este un produs foarte hidratant pentru buze normale, nu pentru buze uscate. Dimineața mă trezeam cu buzele hidratate, nu erau uscate, mi-a plăcut mult, mult și nu știu exact dacă îl voi mai recumpăra, dar este un produs foarte, foarte bun. Apoi, o variantă mai igienică și de luat cu voi ziua în geantă este Avon Care Intensive Moisture.
cu SPF 15, ceea ce mi se pare super pentru zi și are genul acesta de aplicator. Mi-a plăcut, la fel hidratează foarte bine și e ok și la preț. Am terminat și o cutiuță minune în varianta clasică, mă chinuiam de ceva timp să o termin, dar este un produs pe care îl recomand. Față de acest gen de produs, îl găsesc mult mai multifuncțional pe post de cremă. Uneori o foloseam și ca cremă de ochi sau la începutul toamnei mi se usucă foarte tare zona aceasta de sub ochi și pomeții și mi-a mers foarte bine, dar și aici unde am un riduleț și da, îl recomand. Arunc și acest rimel de la Beauty UK, am dat 10 lei pe el și trebuia să fie waterproof. Nu mi-a plăcut nici formula, dar nici pensula care strângea într-un mod foarte urât genele, le făcea un pic ca piciorușele de păianjă, nu-l recomand. Am mai terminat o mostră de fond de ten și prefer să nu spun numele ăsta eu pentru că nu știu franceză. Da. Are SPF 15 și este pentru piele sensibilă, non-comedogenică, este testat dermatologic. Mi-a plăcut foarte mult că lăsa un ten mat, dar nu acel mat inestetic care e boom, sunt foarte matifiată. Un mat care arăta totuși pielea sănătoasă, se simțea foarte, foarte bine pe ten și abia acum înțeleg de ce costă atât de mult un fond de ten de genul acesta, pentru că, sincer, n-am văzut nici rezistența pe care o are el, nici textura la unul din fondurile mele de ten ieftine. Dar nu știu, sinceră să fiu, dacă sunt dispusă să fac o investiție de genul acesta într-un fond de ten atât de scump. Dar mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut. Am mai terminat o variantă mini a apei micelare de la Ivaterm. Am primit-o la revista Unica de februarie și curăță foarte blând, dar foarte efectiv tenul de machiaj. În momentul în care o foloseam doar pe ea pentru a mă demachia, lăsa tenul puțin lipicios, dar puțin, nu se compară cu apa micelară de la Yves Rocher. Mi-a plăcut mult, nu știu exact dacă e chiar ok la ingrediente, este hipoalergenică și știu că are și apă de apă termală de la Herculane în ea. Avea un miros subtil de trandafir care îmi plăcea mult, mult și cu siguranță recipientul păstrez pentru a-mi pune apa mea micelară atunci când plec în vacanțe. Mi-a plăcut, e ok. Apoi un produs pe care l-am văzut la Cristina Militaru și pe care vi-l recomand din toată inima sunt dischetele ovale Maxi de la Catherine din Kaufland. Sunt 40 de bucăți, 100% bumbac, în jurul la 3 lei. Și sunt la fel de calitative ca cele de la DM, dar sunt mai ieftine și cu siguranță voi continua să le recumpăr. Și am mai terminat niște șervețele umede de la Primark. Două pachete au costat 1,50 euro. Nu le voi mai recumpăra, cu toate că nici n-am de unde să le cumpăr. M-am făcut să le cumpăr faptul că spune aici că e pentru piele sensibilă și protejează pielea delicată, e fără paraben și fără alcool și fără parfum. Într-adevăr așa era, dar nu erau foarte umede. Eu țin tot timpul în geantă un pachet de șervețele umede, fie pentru a-mi curăța mâinile atunci când nu am ocazia să le spăl, fie pentru a-mi curăța pantofii sau geanta și mai ales produsele de piele sunt curățate și se rolucesc foarte, foarte bine când sunt curățate cu șervețel umed. Acestea sunt produsele pe care le-am terminat, sper că v-a fost de ajutor, nu uitați să mă urmăriți și pe celelalte platforme pe care le am în căsuța cu descrieri și vă mai aștept la mine pe canal. Dacă v-a plăcut, dați thumbs up și dacă nu sunteți abonate, vă invit să vă abonați pe canalul meu pentru a fi mereu la curent cu toate noutățile și toate videourile mele. Vă pup! Pa, pa!